Valoarea punctului de pensie a crescut de la 1 ianuarie 2017, ajungând la 917,5 lei. De aceea, Poștașul va aduce de acum înainte banii mai mulți pensionarilor. Majorarea valorii punctului de pensie cu 5,25%, respectiv s-a modificat de la 871,7 lei, cât era până la 31 decembrie 2016, la 917,5 lei, începând cu 1 ianuarie 2017. Cei care nu se vor bucura de această majorare vor fi pensionarii cu indemnizație socială. Care n-au beneficiat de această majorare, un număr de 7.875 de persoane cu indemnizația socială de 400 de lei. Practic aceștia, neavând o vechime suficientă și salarii îndestulătoare, au beneficiat de la bun început de această indemnizație minimă socială asigurată de stat de 400 de lei și au rămas în continuare nereușind să depășească acest prag. În județul Gorj beneficiază de această majorare aproape 80.000 de gorjeni. Tot de la 1 ianuarie, baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate se calculează după venitul ce depășește valoarea unui punct de pensie.